cum e posibil ca oameni care au ieșit de acolo să moară după 12 zile? Deci, practic, ei au ascuns lucrurile astea, da? Dacă nu spunem lucrurilor pe nume, suntem complici. Povestea e atât de halucinantă încât mi-e teamă că o să părem nebuni. Sunt ministrul sănătății. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva este să încetezi să-l minți. Omor oameni. Nu ne putem permite treaba asta. Și cum ne poți poate rezolva chestia asta? Și noi am avut încredere oarbă în autorități. Iar ce vedem aici, de când am venit, e... Dar tot ce e sub este puteț. În momentul în care presa ajunge să fie, să facă reverențe autorităților, autoritățile se vor purta rău cu oameni, cetățeni. Întotdeauna se întâmplă asta, pe lume, s-a întâmplat și în cazul nostru.